rămânem ridicați în picioare și aș vrea să citesc un cuvânt din Scriptură, din 1 Samuel, capitolul 15, versetul 1, 2, 3 și versetul 9. Pagina Scriptură 305. Samuel a zis lui Saul: pe mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă, dar ce zice Domnul? Așa vorbește Domnul oștirilor: mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stopat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum și bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce este al lui. Să nu-i cruți, ci să-i omori bărbați, femei, copii, prunci, cămile, măgari, boi și oi. Dar Saul și poporul a cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, mei grași, tot ce era mai bun. N-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era mai prost și nebăgat în seamă. Amin. Puteți să vă reluați locurile. Aș vrea să vă spun că am o deosebită bucurie în suflet, căci cu ajutorul lui Dumnezeu mă găsesc aici, în mijlocul dumneavoastră, din nou. Mă gândeam azi după masă ce să fac și totuși eu cred că îndemnul a fost din partea lui Dumnezeu. Am dorit să fiu cu voi la părtășie. Totodată aș vrea să vă mulțumesc bisericii întregi, tuturor acelora care ați fost alături de mine și m-ați ajutat cu rugăciune înaintea Domnului. Am trecut printr-o mică intervenție, o operație la stomac. Am acceptat că această operație să-mi fie făcută pentru că medicii au spus că trebuie să o fac. Probabil mai târziu voi avea probleme. Eu am acceptat cu strângere de inimă. Aș vrea să vă mărturisesc că am avut frică, deși pe alții, în alte situații, îi încurajez și le spun să nu se teamă, să se încreadă în Domnul. Parcă am început undeva să mă clatin și mă gândeam cum o să fie, ce o să se întâmple. Oamenii mi-au găsit, medicii mi-au găsit un polip care trebuia să fie operat la stomac și înainte, cu câteva zile de a avea loc această intervenție, duminică, după masă era, m-am dus la biserică și am zis: Doamne, eu mă duc la biroul bisericii și frații lucrători pe care îi voi găsi în biroul bisericii, am să le cer să fac o rugăciune cu ungere cu un de lemn. M-am dus la biserică și în biroul bisericii am găsit vreo 4 sau 5 lucrători care se rugau pentru o situație, m-am rugat și eu și la urmă i-am oprit și am zis: vă rog puțin să stați pe loc. Le-am explicat care e situația și am cerut să mi se facă ungerea cu un de lemn. Vă mărturisesc în numele Domnului, am simțit prezența Domnului, am simțit că ceva s-a întâmplat, am primit liniște în inima mea. Nu știam, alții îmi spuneau că în cazul ăsta de ce te mai duci la operație? Eu am spus că mă duc la operație, căci oricum ei nu fac nicio tăietură, operația mi se făcea prin soda care mi-au introdus-o în lăuntru și am spus: mă duc dacă Domnul m-a vindecat și dacă Domnul s-a atins de mine, ei vor căuta să-și facă lucrul lor, dar acel polip nu-l vor mai găsi. Ceea ce s-a și întâmplat. Dumnezeul nostru e mare. M-am trezit după narcoza, după injecțiile care mi le-au făcut, după ce m-am trezit, nu știam ce s-a întâmplat. Și totuși mi s-a spus că operația nu s-a făcut,
pot să mă duc la lucru, să încep lucru. Frați și surori, noi atunci când ne îngăduie Domnul să trecem prin anumite încercări, suntem așa de slabi, ne clătinăm, așa cum a fost și Iov, el care sfătuia pe alții, el care s-a ocupat de alții și când a ajuns el la necaz, a fost slab, s-a clătinat. Eu mă rog în această seară ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine care te găsești aici. Poate ai o problemă sensibilă de ani de zile cu care te confrunți. Poate ai un necaz care nu ți-l știe nici soția sau nu ți-l cunoaște nici soțul. Poate ai o boală ascunsă în trupul tău. Dacă ești aici în casa lui Dumnezeu, te îndemn, privește la Hristos. Domnul Iisus Hristos este prezent în adunare. El te poate vindeca de rana pe care o ai, El îți poate rezolva problema cu care te confrunți, acel duh de frică, de teamă cu care te lupți poate de luni de zile și n-ai reușit să scapi. Hristos te poate elibera. N-ai vrea să fii liber înaintea Domnului? Să te duci din locul acesta plin de bucurie și să mărturisești că și pe mine m-a vindecat Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeul nostru este mare. Dumnezeul nostru este puternic. De aceea vă îndemn, vă încurajez. Haideți să punem bază pe cuvintele Scripturii. Să punem bază pe Dumnezeul nostru adevărat. Și în toate problemele cu care noi ne confruntăm când ajungem la necaz, primul lucru pe care noi, ca și credincioși, care trebuie să-l facem înaintea Domnului, este să apelăm la Domnul. Aleluia. Mai lucrează și astăzi, amin. Domnul? Amin. Dumnezeu lucrează și astăzi. Dumnezeu îți vindecă inima. Dumnezeu te scapă de legăturile în care ești prins și la cuvântul Domnului primești eliberare, primești vindecare în numele Domnului și poți să te duci din locul acesta sănătos. Poți să te duci din locul acesta un om plin de viață pentru Hristos, care să mărturisești că Domnul te-a scăpat. Sigur că sunt oameni aici care sunt prinși în anumite legături, cei care vin și vizitează biserica, care încă n-au reușit să încheie legământ cu Domnul. Aș vrea să vă spun că ceea ce dă biruință asupra fiecărei legături în care sunteți prinși este credința în Iisus Hristos. Este să priviți la Hristos și poți să fii liber de patima tutunului, de alte patimi în care ești prins, poți să fii un om liber și să te duci acasă un om sănătos în numele Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului! Eu în seara aceasta am citit acest cuvânt din Scriptură și aș vrea să am un cuvânt legat de ceea ce s-a întâmplat în viața acestui împărat Saul. Și mesajul pe care mi l-am propus pentru seara aceasta este pericole care le poți întâlni când te găsești pe drumul lăcomiei. Sigur că aș vrea să fie un cuvânt de învățătură pentru noi, un cuvânt de alarmă, un cuvânt prin care să ne verificăm înaintea Domnului, oare nu cumva te găsești pe drumul lăcomiei? Oare nu cumva sunt prins într-o formă sau alta de acest duh? Și dacă sunt prins în această legătură, sigur că nu mă mai ascultă Domnul ca altă dată. Parcă simți că rugăciunile tale nu mai au aceeași greutate, nu mai au aceeași putere înaintea Domnului, te simți slab. Și nu știi ce se întâmplă cu tine.
Aș vrea să vă spun că lăcomia te nenorocește. Lăcomia curmă relația. Când un om se găsește pe acest drum, când te găsești pe drumul acesta, îți pui viața în joc înaintea Domnului. Iosua a stat de vorbă cu Acan și a zis: pentru ce ne-ai nenorocit? Oare așa a fost? Așa a fost. Zice, și pe tine te va nenoroci Domnul, pentru că Acan s-a făcut vinovat înaintea Domnului. Omul acesta și-a permis să ia din prada de război, a poftit câteva lucruri care le-a luat în cortul lui și s-a făcut vinovat în fața Domnului. Oare noi ce facem în vremea aceasta? Ne găsim într-o țară, nu țara în care noi ne-am născut. Ce gânduri ne-au ajutat și am ajuns în țara aceasta? Eu aș vrea să fiu un semnal de alarmă pentru noi. Iisus Hristos vine în curând. Ce ar trebui să facă Biserica Domnului? Pentru că cuvântul Domnului ne vorbește în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10 și 11, vreau să-l citesc. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Vedeți, fraților? Atâtea lucruri se întâmplă din pricina acestui lucru. Sunt oameni care, la un moment dat, te miri ce atitudine a putut să aibă, ce vorbe a putut să vorbească, pentru că la rădăcina acestor lucruri poate stă o mică lăcomie și vrăjmașul a reușit să te prindă în această stare vinovată. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Și mai citesc și de versetul 12. Luptă-te lupta cea bună a credinței și apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Dumnezeu să fie binecuvântat! Primul lucru, primul efect negativ care poate să fie văzut în viața noastră atunci când ne găsim pe acest drum al lăcomiei, este neascultarea. Am citit cuvântul Domnului în această seară că Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boi, vitele, și n-au respectat porunca lui Dumnezeu. Pentru că s-au făcut vinovați înaintea Domnului de acest păcat, ei trebuiau să facă întocmai după cuvântul Domnului și n-au făcut întocmai. Și omul acesta a greșit înaintea Domnului. Aș vrea să mă leg doar de persoana lui Saul. Omul acesta, prin neascultare, a ajuns să se facă vrășmaș înaintea Domnului. Peste el, Scriptura spune că atunci când Samuel l-a uns ca împărat, s-a coborât Duhul Domnului peste Saul și a fost schimbat într-o altă inimă când s-a dus dinaintea lui Saul. Și Dumnezeu a fost cu el. Câtă vreme l-a însoțit Domnul pe Saul, atâta vreme cât omul acesta a ascultat de porunca Domnului. Omul acesta s-a făcut vinovat de neascultare și a trebuit să plătească. Dacă în această seară se găsesc oameni
în locul acesta sau suflete care au căzut în acest păcat al neascultării și s-au făcut vinovați de lăcomie, de lucruri care le-au poftit, de lucruri în care s-au adâncit. Și dacă n-a fost veghere, mă rog ca Domnul să facă o trezire în biserică. Fraților, noi suntem chemați ca să fim ostașii noastre a Domnului Iisus Hristos, suntem chemați ca să fim oameni care în final să-L putem întâlni pe Domnul. Nu-i de ajuns că astăzi te însoțește Duhul Domnului, că simți prezența Domnului și bucuria peste tine, și Saul a simțit-o odinioară. Și când a intrat în ceata prorocilor, a prorocit și Saul împreună cu prorocii. Ce se întâmplă în vremea noastră când noi avem atât de clar cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură ceea ce avem de făcut? Cuvântul Domnului spune, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de acestea lucruri. Ce este de făcut atunci când observăm că suntem obsedați sau suntem prinși în această stare de lăcomie? Este important să alergăm la Scriptură, să cerem călăuzirea Duhului Dumnezeu, să nu ne facem vinovați de neascultare. Prima familie din Scriptură, pentru că n-au ascultat de glasul Domnului și au mâncat din pomul care era oprit. Era de un pom care era de dorit să-l privești și să mănânci din el până la urmă. Și totuși oamenii aceștia au încălcat porunca lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? S-a rupt relația pe care ei au avut-o cu Dumnezeu. Pentru că și cuvântul Domnului spune că în fiecare dimineață Dumnezeu se cobora în grădină și Duhul lui Dumnezeu era în grădină, stătea de vorbă cu omul. Și din momentul când omul a păcătuit, într-o zi, într-o dimineață, îl strigă Duhul lui Dumnezeu pe Adam: unde ești, Adame? Și Adam a răspuns: aici sunt, dar sunt gol, pentru că se simțea vinovat pentru că n-a ascultat de porunca Domnului. Aș vrea ca acest cuvânt să-ți vorbească și ție. Oricine ești aici în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu te întreabă: unde ești? Unde ești, Ioane? Unde ești, Florin? Unde suntem noi în vremea aceasta? Oare ne găsim în locul unde Domnul ne-a așezat? În îngrăditura unde Dumnezeu ne-a pus? De ce totuși am ajuns să fim necredincioși înaintea Domnului și uneori să vorbim împotriva Domnului și să aducem o cară în dreptul lucrării lui Dumnezeu? Dumnezeu ne cheamă ca să ascultăm de glasul Domnului, să nu ne facem vinovați de neascultare înaintea Domnului. Al doilea lucru care este un lucru vinovat, care s-a întâmplat chiar aici în textul acesta, atunci când te găsești pe drumul lăcomiei, știi ce se întâmplă? Ochii ți se închid. Nu mai vezi. Lucrul acesta îl observăm în Scriptură atunci când prorocul Balaam a pornit să se ducă în țara Moabului, a ascultat de glasul lui Balac, fiul lui Beor, și omul acesta n-a ascultat de glasul lui Dumnezeu la prima întrebare pe care el o a făcut înaintea Domnului: ce să fac? Domnul a spus să nu te duci, că poporul ăsta e un popor binecuvântat. Au venit din nou oameni, i-au făcut promisiuni, i-au făcut multe făgăduințe, ceea ce îi va face Balac. Și totuși, știți ce s-a întâmplat în viața acestui om? De ce Dumnezeu i-a spus să se ducă? În inima lui
a intrat acest duh de lăcomie. Poate că el n-a observat. Și totuși Dumnezeu îi spune, du-te cu ei. Și în timpul călătoriei pe drum, se arată Domnul printr-un înger. Mai vedea omului Dumnezeu? Nu a mai văzut. Și-a bătut măgărița odată, de două ori, de trei ori. Până la urmă măgărița și-a deschis gura și a început să vorbească în glas de om. Și nici atunci nu s-a trezit prorocul, pentru că el a fost prins, legat, în așa fel că el nu și-a mai dat seama că stă de vorbă cu măgărița. Și a stat de vorbă cu măgărița. Și măgărița îl întreabă, pentru ce m-ai bătut de trei ori? Pentru că ți-ai bătut joc de mine. Păi ce, am eu obiceiul acesta, l-am avut până acum? Nu! Și apoi omul se trezește că Domnul îi deschide ochii și vede Îngerul Domnului. Așa se întâmplă și în viața noastră, fraților. Atunci când noi cădem în această stare vinovată, ni se închid ochii, nu mai vedem ca altă dată, nu mai vedem adevărul Scripturilor, nu mai vedem că păcatul este atât de vinovat și parcă strângem și alergăm și vrem să facem tot mai mult, pentru că ochii ni s-au închis și nu mai vedem cu adevărat adevărata lucrare pe care Dumnezeu ne-o cere fiecăruia dintre noi. Al doilea pericol care poate fi în viața unui om când se găsește pe drumul lăcomiei este că ochii i se închid. Aș dori ca Dumnezeu să lase Duhul Său în adunare și dacă vrem ca ochii din nou să ni se deschidă, să cerem ca Domnul să se atingă califia Duhului Sfânt de ochii noștri. Poate ai observat lucrul acesta și nu ți-ai dat seama că de ani de zile te simți undeva prins, legat, și nu te mai poți ridica cu rugăciunea înaintea Domnului, nu mai poți să plângi ca altă dată, nu mai poți să crezi ca altă dată, nu mai poți să ajuți ca altă dată pe frații din jurul tău. Eu aș vrea să spun în această seară, prin călăuzirea lui Dumnezeu, ochii ți s-au închis. Acesta e motivul pentru care ai stări de oscilare în viața ta. Ai momente când până acolo ai ajuns cu gândul tău, când ne socotești pe Domnul, ne socotești harul lui Dumnezeu, ne socotești Scriptura și nu mai ai nicio plăcere de casa Domnului, dar vii la biserică pentru că sigur că vor spune frații, de ce nu mai vine fratele sau sora la biserică? E bine că suntem aici, căci aici, în mijlocul nostru, este prezent Iisus Hristos, medicul medicilor, cel ce are putere să deschidă ochii noștri, cel ce are putere să facă minuni. Vino înaintea Domnului cu toată inima și cere-i ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii. Slăvit să fie numele Domnului. În Scriptură mai este un om, Gehazi. El avea ochii închiși și când sirienii îl înconjurau pe prorocul Elisei, omul acesta, slujitorul lui Elisei, a zis, ce vom face? Ce vom face? Pentru că el nu vedea. Și prorocul i-a zis, mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Slăviți să fie numele Domnului. Noi suntem un număr mai mic în acest loc, dar eu cred că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Dumnezeu va face minuni, Dumnezeu va lucra aici în biserică, Dumnezeu va face lucrări care pentru unii va fi o uimire. De ce? Pentru că Dumnezeu nu s-a schimbat. Slăviți să fie numele Domnului!
E aici prezent Iisus Hristos. Poate să te izbăvească, poate să-ți deschidă ochii, poate să se atingă de tine. Te poate izbăvi Domnul. Slăvi să fie numele Domnului. Și atunci se roagă prorocul Elisei, ce deschide-i ochii ca să vadă. Și a deschis ochii și au văzut cară de foc. Că mai mulți erau cu ei decât cu sirienii. De aceea, fraților, de aceea sunt astfel de stări în viața noastră. Poate ajungi într-o situație cu copilul tău, cu fata ta. Poate ajungi în situație cu soția ta. Nu mai vezi nicio scăpare, nu mai există nicio izbăvire. Dumnezeu să ne deschidă ochii, să ne ajute Domnul ca să vedem adevărul Sfintelor Scripturii. Eu așa cred, Domnul nu s-a schimbat. Domnul rămâne credincios cuvântului Său, Domnul apără pricina aleșilor Lui, Dumnezeu ne izbăvește, slăvit să fie numele Domnului. Un al treilea pericol care îl întâlnești sau pot să-l întâlnesc este că atunci când cineva se găsește pe acest drum al lăcomiei, poate fi un slujitor, poate fi un oricare om din biserică, știi ce se întâmplă? Se face abuz în slujire. Cuvântul Domnului spune că dacă cineva ne socotește cuvântul Domnului, se pierde, dar cel ce păzește porunca lui Dumnezeu va fi răsplătit. Cuvântul Domnului arată că Saul, pe când se întorcea Samuel să plece, Saul l-a apucat de pulpana hainei și s-a rupt, lucru care n-ar fi fost acceptat să se întâmple. Un împărat și-a permis omul acesta să-i rupă pulpana hainei și să îl forțeze ca să se întoarcă cu el. Și Samuel i-a zis: Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și-o dă altuia mai bun ca și tine. Cuvântul Domnului mi-arată că tot împăratul Saul a așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștia de lângă Saul. Pentru Saul, lucrul acesta a fost o încercare îngăduită de Domnul. Domnul a vrut să vadă dacă Saul rămâne credincios înaintea Domnului. Atunci Saul a zis: aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire, și a jertfit arderea de tot. Culmea, pe când sfârșa de adus arderea de tot, a venit Samuel. Și Samuel i-a zis: ce ai făcut? Ce ai lucrat ca un nebun? Ce dacă ai fi ascultat, Domnul ar fi întărit domnia lui Israel în mâinile tale. Dar Domnul a vorbit prin Samuel. Dumnezeu și-a ales un om mai bun ca și tine, un om după inima lui, și îl va pune împărat. Aici cuvântul Domnului spune, în dreptul cuvântului pe care l-am citit, când Saul s-a folosit de dreptul lui de împărat, a încercat ca să-l forțeze pe omul lui Dumnezeu, Samuel i-a zis: Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun ca și tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte. Frați și surori, iubiți creștini, oamenii care sunteți chemați să slujiți înaintea lui Dumnezeu, fiecare după darul pe care Dumnezeu vi l-a încredințat, să nu facem abuz în slujire. Să rămânem la ceea ce ne-a dat Domnul. Dacă Domnul ți-a dat darul de prorocie, dacă Domnul te-a făcut să fii un proroc al Lui, rămâi în locul unde te-a așezat. Și când Domnul ți-a arată o vedenie, o științare,
spune ceea ce ți-a arătat Domnul. Mă rog în privința aceasta ca Dumnezeu să facă o trezire în rândul celor care slujesc înaintea Domnului. N-ar trebui să se întâmple astfel de greșeli. N-ar trebui să fie astfel de pericole care să tulbure biserica. Și noi, fiecare, ar trebui să ne cunoaștem locul, chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și să slujim înaintea Domnului. Abuz în slujire se face atunci, cum spuneam, când oamenii la rădăcina acestui lucru, la baza acestui lucru, există o stare de lăcomie. Oameni care au ieșit din harul lui Dumnezeu, oameni care și-au permis să ajungă până acolo, să încalce porunca lui Dumnezeu, să încalce cuvântul Scripturii. Dumnezeu să ne păzească de astfel de păcate. Aș vrea să citesc din 2 Cronici 26, versetul 16, unde cuvântul Domnului arată, dar când a ajuns Ozia, a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la peire. A păcătuit împotriva Domnului său, intrând în templul lui, ca să ardă tămâie pe altar. Oare avea drept împăratul Ozia, chiar dacă era împărat, să facă lucrul acesta? Nu avea. Că lucrarea aceasta a fost încredințată fiilor lui Aron, preoților. Azaria, cuvântul Domnului arată, împreună cu 80 de preoți ai Domnului, care erau oameni de inimă, au intrat după împărat în templu și au căutat să-l oprească, să îi spună, nu ți da, nu ție ți s-a dat, nu ți încredința, nu-i voie să faci lucrul acesta. Și totuși împăratul Ozia n-ascultă și pentru că n-a ascultat, l-a costat lepra, a venit peste el și a rămas lepros până în ziua morții lui. Omule, oricine ești în casa lui Dumnezeu, pentru ce vrei să mori? Pentru ce vrei să ajungi într-o stare când relația ta să fie ruptă cu Domnul, când relația ta să fie curmată, să accepți ca duhul de lăcomie să te prindă, să fii legat, prins în această legătură? Și lucrul acesta sigur că merge foarte tare în dreptul celor ce slujesc, oameni care ajung la un moment dat să aibă o poziție destul de tare, oameni care ajung să știe ca oameni care îi susțin și oameni care îi ajută în răutatea lor. Oamenii aceștia trec peste ceea ce e scris. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în vremea aceasta și toți slujitorii să rămână la sfatul Domnului. Dacă nu ți-i dat, egal că cineva e păstor, e slujitor, ce slujbă ar avea, dacă nu-i dat să vorbească în numele Domnului, dacă nu-i dat darul de profeție sau un dar de vedenie, el trebuie să rămână în ascultare înaintea Domnului și să nu intre în această latură. Dar și prorocul, dacă ție nu ți-i dat darul să cânți sau nu ți-i dat altceva în care te lupți, poate să ajungi undeva în comitet, să ajungi undeva într-o poziție unde să fii văzut. Fraților, ceea ce este important în vremea aceasta este să fim văzuți de Domnul. Amin. Și viața noastră să rămână sub protecția lui Dumnezeu. Cad capete de oameni, cad oameni mari, pentru că au făcut abuz în slujire, s-au folosit de poziția pe care au avut-o și n-au ascultat de porunca Domnului. Fie ca Domnul să ne ajute ca să rămânem în ascultare față de Scriptură și ceea ce nu ți-i dat să faci, nu face. Fă ceea ce ți-o dat Domnul. Dacă ți-i dat să te rogi, dacă ți-i dat să mijlocești înaintea Domnului pentru cei ce slujesc, roagă-te.
Mijlocește înaintea Domnului. Dacă ți-a dat darul să cânți, cântă spre slava Domnului. Dacă ți-a dat darul să reciți, recită. Folosește-ți darul după măsura de credință. Să rămânem la ceea ce ai scris. Ozia n-a ascultat de cuvântul Domnului. Omul acesta i s-a înălțat inima, pentru că era împărat, putea să facă ce vrea, dar l-a costat. Dumnezeu să aibă milă. Amin. Dumnezeu să se îndure. Amin. Aș vrea să continui mai departe. Un alt lucru, un alt pericol care poți să-l întâlnești sau poate să fie un lucru vizibil în viața unui om, este acest lucru. Omul, după ce a căzut în păcatul neascultării, după ce a început ca ochii să nu-i mai vadă, după ce a început să facă abuz în slujire, omul acesta, după ce s-a făcut vinovat în fața Domnului, nu va fi mulțumit dacă la un moment dat se va căuta să se ia o măsură disciplinară sau să stea de vorbă cu el de către frații slujitori. El nu va accepta să se smerească și va face întocmai cum a făcut Saul. Hai și cinstește-mă în fața poporului. Lucrul care Saul credea că putea să salveze situația în care a ajuns, lucrul care el credea dacă va veni prorocul Samuel și se va închina împreună cu Saul, lucrul va fi în regulă. Fraților, dacă știi că ai păcătuit înaintea Domnului, dacă știi că te-ai făcut vinovat în fața Domnului, nu căuta în momentele acelea ca totuși să ți se dea cinste și o să cauți altceva încât să nu rămâi în căință, în recunoștință și să plângi înaintea Domnului. Spuneam în anii trecuți, un om care e iertat pentru păcatul lui, el nu va mai avea pretenții, el nu va mai căuta cinste și va spune, fraților, eu sunt mulțumit dacă m-a iertat Domnul, lăsați-mă să stau aici pe scaun, lăsați-mă ca să mă pocăiesc, atâta doresc. Dar dacă se încearcă mai mult, dacă pretențiile vor fi mult mai multe, sigur că aici se va ajunge și la acest lucru. Oameni care vor căuta să fie cinstiți, să fie lăudați, totuși să se ascundă sub anumite aparențe sau sub anumite umbre, nu, să rămânem la Scriptură. Domnul ne cheamă ca să ne smerim. Domnul ne cheamă ca să ne întoarcem la Domnul cu toată inima, să ne pocăim cu adevărat. Dumnezeu să fie binecuvântat. Un alt lucru care poate fi observat tot în legătură cu această stare a lăcomiei poate fi răzbunarea. Oamenii care când se găsesc pe drumul acesta se răzbună imediat. Dacă au auzit o vorbă, au auzit ceva, dar cine a spus? Cine și-a permis să mă vorbească de rău? Cine a fost cel ce mi-a scos această veste? Fraților, Hristos este capul bisericii. Dacă cineva te va vorbi de rău pe nedrept, cuvântul Domnului spune să ne bucurăm. Să nu căutăm atâtea întâlniri, atâtea explicații. Să căutăm să ne întoarcem la Domnul și Dumnezeu să binecuvinteze adunarea. Slăvit să fie numele Domnului. Eu aș vrea să mă opresc la aceste lucruri. Nu că nu mai sunt și alte pericole care le putem întâlni când suntem pe drumul lăcomiei, dar cer în seara aceasta, dacă cineva se simte vinovat în unul din aceste pericole care le-am arătat, haideți să ne pocăim. Aleluia. Oprește-te, omule, că încă nu-i târziu. Faptul că ești în casa lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu ți-a dat harul să te găsești aici în biserică, înseamnă că Domnul te primește. Domnul te iartă. Domnul vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. Dumnezeu vrea să-ți dea din nou putere ca să poți înainta pe calea pocăinței.
Haideți să ne întoarcem la Domnul cu toată inima și să chemăm ca prezența Domnului să rămână peste biserică, să rămână peste noi, să ne ajute Domnul să mergem pe drumul pocăinței, renunțând la orice lăcomie, renunțând la orice stare vinovată, să ne întoarcem la Domnul și Domnul ne va face bine. Slăvit să fie numele Domnului. Acum în continuare, sora.